a mama întâi de toate, să dăm toată slava și toată cinstea lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Mă bucur să putem fi împreună la Părtășie în dimineața aceasta. Am venit împreună cu părinții mei și cu cea care Dumnezeu mi-a dat să fie soție. În viitor să dăm invitații la nunta noastră care va avea loc în octombrie 16. La sfârșit vom rămâne aplicurile și vă așteptăm cu drag să fiți împreună cu noi la această bucurie. Aș vrea să laud pe Dumnezeu cu poezie și să-i preamăresc numele, pentru că El merită toată slava și toată cinstea în vecii vecilor. 33 de ani, aceeași vârstă, însă doi titani. Primul din ei, un suveran celebru strălucitor, cu arme și ostași imensi la număr. A cucerit cu forță și putere vrăjmași la rândul cu al lor imperii. A dărâmat la număr mari cetăți, poduri și drumuri cu al lor peceți. El a lăsat în urmă generații de colonii și multe generații. A întregit armate fioroase cu biruințe mari și grandioase. La fel a fost și celălalt titan. Ba, el a fost mai mare suveran. El a avut mai multe biruințe și tot 33 de ani împliniți. Și el a fost conducător celebru, învățător, atotputernic rege, dar a biruit cu adevăr integru și nu cu sării, scuturi și ciomege. Și el a mânchiat popoare, oameni din întreg rangul social, sătian și rege, înalt și scund, i-a adunat cu tot pe toți cu lanțul lui profund. El n-a lăsat în urmă bălți de sânge și nici n-a apucat prinși de război. Dar vezi pe el înghețiman cum plânge să biruiască crucea pentru ai săi. Primul titan purta averi și aur, era un rege tânăr și frumos. Al doilea nu avea aici tezaur, nici fața lui nu te atrăgea voios. Primul avea palate mari și bucurie, cu servitori și roabe să-l servească. Al doilea petrecea noaptea în pustie, cu îngeri serafini ca să-i slujească. Primul din ei avea un nume amplu, venit din neamul regilor din tron. Era un nume venerat, nu simplu. Numele lui e Alexandru Macedon. Al doilea purta un nume veșnic, un nume simplu, desăvârșit, măreț. E numele pentru care-n speșnic arde pe veci tămâia cea de preț. Numele lui e minunat și sfânt, e numele în fața căruia se pleacă genunchiul tuturor de pe pământ, din ceruri, de desubt, doar lui să-i placă. E numele ce aduce bucurie, e steagul alb în veci biruitor și el se cheamă Iisus Hristos, mărire, e Dumnezeul veșnic salvator. Primul titan a fost răpus de moarte, a scos afară mâna din coșciug. Al doilea a călcat moarte pe moarte, rupând pe veci al morții aprit jug. Primul titan a fost învins la urmă, imperiul lui în patru s-a desprins. Al doilea și-a păzit toată lui turmă, fiind și astăzi și în veci un neînvins. Primul s-a dus și cu totul în țărână, l-a înghițit pământul cu sicrin cu tot. Al doilea s-a înălțat plin de lumină, când veci de veci este Jehova Sabaot. Primul a fost și este doar istorie, scris și citit de atunci și până acum. Celălalt și astăzi este plin de glorii, iartă și cucerește pe orice drum. Primul s-a dus și nu se va reîntoarce, căci lupta a fost, țărâna a rămas. Al doilea vine iar și nu va tace, va lua cu el poporul cel ales. Alex din Macedon s-a stins,
L-am prins 3 ani învins de moarte, dar Domnul vieții, Iisus cel neînvins, l-a prins 3 ani a biruit pe moarte. Iisus al nostru, Iisus imaculat, se va reîntoarce, biserică iubită. El va veni, căci este împărat. El va veni, biserică, vom fi răpită. Primul titan și-a răsplătit armata, le-a dat ca plată lucruri care pierd. Al doilea le va da și el răsplata vieții veșnice, vieții cea din cer. Rămâne dar ca în anii vieții noastre să-l alegem azi ca suveran, să-l slujim pe el cu toată viața, urmând cuvântul lui în orice plan. Când va veni Iisus din nou acasă, ca Rege Sfânt, strălucitor și fără pată, ai grijă azi, biserica aleasă, să fii găsită gata și curată. Amin.